A fost scandal în cartierul Ferentar din capitală. După ce polițiștii au oprit o petrecere cu grătare, zeci de oameni au sărit în apărarea celor care încălcau de fapt legea. Colega mea Cristina Filip se află în cartierul Ferentar. Cristina, bună seara! Cum s-a întâmplat totul? Bună seara, Andreea! Scandalul a început după ce vecinii au sunat la 112 ca să anunțe că în jurul blocului are loc o petrecere. Oamenii făceau grătare și ascultau muzică cu volumul dat la maxim. La sosirea polițiștilor, petrecăreții au refuzat să se legitimeze și, încurajați de alte câteva zeci de vecini, au început să facă scandal cu oamenii legii. Într-un final, 6 persoane au fost încătușate și duse la secție. Este vorba despre 2 minori de 16, respectiv 17 ani, dar și de alți 4 bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 43 de ani. Aceștia, în urmă, au fost amendați pentru deranjarea ordinii și liniștii publice, pentru refuzul de a se legitima, dar și pentru faptul că făceau grătar într-un loc neamenajat.